Îl prinde pe Mbappé înainte să intre stadion. Uți, hey! Și am intrat, băi, prima oară pe Santiago Bernabeu. Ala, Mbappé! Adamas! Îl avem pe Mbappé acolo, care face poza în direct. Kylian! Pe Mbappé! 1, 2, 3! Am ajuns în Madrid, începe experiența. Mergem repede să găsim un Uber să ajungem la stadion, că s-ar putea să înceapă mai devreme. Ia, vedeți, mă, că a început deja aici. Să apară Mbappé peste tot. Asta e super tare cu eșarfa. Suntem aici la locul faptei. Tudor ne-a confirmat faptul că pe aici o să vină Mbappé. Da, pe aici pleacă jucătorii și intră. De asemenea și Mbappé și Bellingham sau orice altcineva. Tot pe aici a venit. Pe aici vine, da. Deci da. Eu am crezut că o să vină pe partea cealaltă. Data trecută eu acolo am așteptat. Acolo mai au ieșire de VIP-uri, dar mașinile oficial pe aici. Pe aici, mereu. Băi, sunt șanse foarte mari să-l vedem puțin, măcar înainte. Știi cum e? 2 minute măcar să-l vedem. Exact. Se vine în pitul ăla. Până plecăm acasă, că nu mai ești. Vine, ne salută și pe stadion, iese puțin. Ați văzut cum fac fotbaliștii la noi. Te salută o secundă. Asta 2 minute și pleacă. Securitatea devine din ce în ce mai strictă. Au venit să ne împingă acum cu caii. Dar sperăm că o să rămânem aici, să-l prindem pe Mbappé înainte să intre stadion. Hai că ne-au gonit ăștia de tot de acolo, nu mai putem să stăm acolo. Stăm aici ca în cireada de vaci. Deci, ce să zic? Mbappé, sper să te vedem în care stadion, că aici nicio șansă. Uitați-vă și voi aici, vin cu cai peste noi. Au eliberat toată zona aia din spate de acolo. Deci n-ai văzut așa ceva, măsuri de securitate incredibile aici pentru Mbappé. Hop, pardon. Pardon. Ne pun aici. Stăm ca vitele. Ia să mă să fac și o poză cu el. Așa. Hello, can we make a picture? Yeah. Oh, sorry. Uzi. Hey! We're coming from Romania, man. Of course, I saw you, man. I saw you. I always see him every day. How are you guys doing? Good. Good, very good. Yeah, excited for the Mbappé presentation. Yeah, very, very nice. The Securitad pushed us here. They didn't let us there. Yeah, I don't know why. He's coming with the car. Then. Yes. Yeah. He's coming in with the car and then going down there probably. Every time he does that? Yeah, I mean not every. I mean it's the first time pulling up to them. To the Santiago Bernabeu, but when the team bus comes, it's also the same. I've seen that you have been to a lot of stadiums. How you rate the stadium now? It's good. I rated a good 8 out of 10. I think a good 8 out of 10. You've been inside? Yes. Now is the first time I've never been in Bernabeu. So the first time is not a game but a presentation. It's a presentation, but it's the first presentation that I have been. I never been to a presentation. Me neither. It's also my first time. The first time? Băi, ne-am întâlnit și cu Uți și cu Food Crunch. A fost ceva senzațional. Erau și aici, ne-au spus că ne cunosc și pe mine și pe Tudor, că s-au uitat la niște videouri de ale noastre, așa că este ceva internațional ceea ce facem și mă bucur mult de tot când un alt YouTuber te recunoaște care nu este din țara ta. S-au uitat măcar și la un video, dacă s-au uitat tot, toți fericiți sunt. Așa că Uți și Food Crunch, mulțumim mult de tot că ați vrut să faceți poză cu noi. Și am intrat, voi prima oară pe Santiago Bernabeu. Hai să ne găsim și locurile, totuși. Ce-a făcut Tudor, mă, l-a ținut? Am crezut că te-a reținut acolo, mă. Fai de capul meu. Uitați-vă și voi cât de tare e stadionul. Și exact cum v-am pus poza de mai devreme, exact așa arată și stadionul. Incredibil. Incredibil cum arată stadionul, cât de mare și acolo toate trofeele. Și pe acolo o să intre Mbappé. Foai de capul meu. Acolo încă nu e gata, deci capacitatea nu este maximă momentan. Oh my god. Doamne. Cât de tare e stadion, cât de mare, deși e imens. Uitați-vă, hai să vă pun așa.
pe wide, să vedeți exact cât de mare este. Incredibil, incredibil. Aici, pe stadion, a jucat și Gheorghe Hagi, românul nostru, așadar, este o bucurie enormă că am venit aici pentru prima oară. Deja părul l-a zbârlit pe mine și să-l vedem și pe Kylian Mbappé. Cred că se simte incredibil Mbappé când știe că și-a dorit de mic. Gândiți-vă și voi visul tău de mic, să ai postere peste tot în cameră cu Real Madrid, cu Cristiano Ronaldo și acum să fii aici prezent. Doamne, unde suntem? La secțiunea VIP aici și pe aici iese Kylian Mbappé. N-am trăit așa ceva în viața mea niciodată, n-am fost la nicio prezentare. Hai că vrea să mă dea afară, dar am zis că gata, nu mai. Trebuia să mă urc o treaptă. Hai. Dar pe aici o să iasă și îl așteptăm în curând. Mai sunt câteva minute, au fost imagini din vestiar cu Mbappé, în care făcea poză cu numărul lui, cu vestiarul lui de acolo și îl așteptăm să iasă, ce să mai. Îl avem pe Mbappé acolo, care face poza în direct cu Florentino Perez. Cât de tare avem! Avem imagine de acolo, din momentul în care semnează contractul cu Real Madrid. Mbappé, bienvenido! Hai că o dau și pe spaniolă. Prezintă tricoul Mbappé acolo cu Florentino Perez. Cât de tare! Cred că o să fie mare nebunie când o să iasă Mbappé. Doamne, o istorie imensă se va face acum. Acum când se va prezenta Kylian Mbappé pe acest stadion. Puteți să visați și voi, aveți dreptul acesta. Nu uitați de fiecare dată să vă puneți și voi postere în cameră să vedeți exact unde vreți să ajungeți. Mbappé știa de la vârsta de 10 ani unde vrea să ajungă. Avea postere peste tot cu Real Madrid și cu Cristiano Ronaldo și visul lui s-a îndeplinit. De fiecare dată credeți în voi, pentru că și voi puteți ajunge aici. Dacă Hagi a jucat aici, puteți să fiți și voi aici. Încă un român la Real Madrid și de ce nu, chiar puteți fi unul dintre voi cei care vă uitați acum la acest video. Deși stadionul la și jumătate era aproape gol, uitați-vă acum, mai sunt foarte puține locuri și începe. Într-un minut ar trebui să înceapă să apară Mbappé acolo. Mbappé iese în curând și o să facă istorie. 80.000 de oameni sunt prezenți aici, 85.000 de oameni sunt prezenți aici. Familia lui Kylian Mbappé și rudele lui sunt escortate acolo unde o să fie prezentat Mbappé, foarte aproape de el. Uitați-l pe Kylian Mbappé îmbrăcat în tricoul lui Real Madrid. În sfârșit este la ședința foto din vestiar, iar după aceea va intra aici pe teren. Abia aștept. Uitați-vă Florentino Perez! Florentino Perez! Și Zidane, bineînțeles! Doamne, cât de tare! Florentino Perez, omul care a făcut istorie la Real Madrid de când a venit. A adus atâția jucători și transferul răsunătoare. El a creat Galacticos. 12, 1, 6 Champions League în 10 ani. Incredibil. Istoria adevărată aici creată de Real Madrid și de Florentino Perez. Amsterdam, 7. Paris, în 2000, cu Raul González. Glasgow cu golul lui Zidane. Lisabona cu golul Sergio Ramos. Milan cu Ronaldo. Cardiff, Modric. Kiev cu golul lui Bale. Și Paris cu Benzema. Londra cu Cordoba.
Mbappé. Arată golul acum. Ce frumos! Istoria lui Real Madrid rămâne pe veci. Aici este filmulețul lui. Ce înseamnă, Doamne, se zbulește părul pe mine. Mbappé, o experiență unică trăită de el, a fost aici la un trial și după aceea a mai rămas la o experiență, la un schimb de experiență cu cei de la AS Monaco și visul lui a devenit realitate astăzi. Poate ca toate, Florentino Perez vorbește de 20 de continuu, dar uitați-vă acolo la oamenii care au locurile acolo. Sunt exact în spate, nu văd nimic. Zinedine Zidane, bineînțeles. Bravo! Pe mine să cred că stă așa de aproape de Zinedine Zidane. Omul pe care l-am văzut, era mic și juca cu Ronaldo. Kylian! Pe Mbappé! Uitați-l, bă, băieți! Mbappé! Mbappé! Kylian Mbappé, 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 Mbappé. Numărul 9 a celor de la Real Madrid. Jucătorul care să facă istorie aici. Kylian! Doamne! Mbappé, tati! Ia uitați-l cum merge frumos așa. Hai, Mbappé! Să urce acolo pe șentru. Mbappé! 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 Salută publicul și urcă acolo pe scenă. Salută, bineînțeles, cu Florentino Perez acolo. Și cu Zinedine Zidane. Omul care l-a vrut dintotdeauna aici la Real Madrid. Istorie, astăzi se scrie o istorie aici. Sé que jamás olvidarás aquel día de diciembre del año 2012 en el que Zinedine Zidane te invitó a que conocieras la ciudad Real Madrid y a que te encontraras con aquellos jugadores a los que tanto admirabas. Kylian, haide tati! Gândiți-vă că puteți să fiți și voi aici. Mbappé și-a dorit de mic și visul lui este îndeplinit acum, asta a spus. Nu mă va arăta, nu mă va arăta, nu mă va arăta, nu mă va arăta.
Hola Madrid! Kylian Mbappé! În sfârșit aici, uitați-vă și vă, mi s-a ridicat fără pe mine. Face. A, se bagă și la poze acolo frumos. Bineînțeles, cu Champions League-urile. Hai, tata, că te s-a dus și tu 2-3 aici. Mbappé. Você queria. Mama lui Kylian Mbappé acolo și bineînțeles tatăl lui Kylian. Părinții sunt mereu lângă noi. Au fost mereu și lângă Mbappé. Părinții sunt cei mai importanți. Cei mai importanți din lumea asta, așa că țineți-vă părinții aproape și indiferent de ce se întâmplă, nu renunțați niciodată să discutați cu ei, să le spuneți problemele și tot ce aveți pe suflet. Părinții întotdeauna o să vă iubească. O poză acolo care o să rămână în memoria foarte... poza acolo care o să rămână în memoria foarte... o poza acolo care o să rămână în memoria la foarte mulți suporteri. Bienvenido, Kylian Mbappé! Y ahora saludará a todos los madridistas desde el terreno de juego en su primer día como jugador del Real Madrid! Se face poza oficială cu Florentino Perez. Stânga, dreapta, dreapta, stânga. Mbappé! Mbappé! Încă o dată a salutat tema lui Real Madrid. Mbappé. A, va face turul stadionului Mbappé. Ia uitați, bucurie pe ăla acolo, băi! Au ce se bucură ăla acolo, băi, că a prins mingea. Ia uite ce dansează. Pare că cineva a și făcut poză acolo cu Mbappé. Ia vezi bătaia acolo, băi! Mbappé în continuare de mici suporteri lor. Aaa, cât de tare!
ține aproape de lui Mbappé, mă. Trebuie pregătiți, bă, dacă dăm Mbappé minge aici, să o luăm. Kylian! Bă, dacă dă Kylian minge aici, trebuie să o prindem, mă, frate, mă. Kylian! Opa, acolo, din nou, stăm Kylian Mbappé. Kylian! Mbappé! 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 Kylian! Kylian! Ia vezi dacă vine mici aici! Bă, a prins mici aici! Kylian! Bă, eram cât pe acest să o prindem. Au prins mingea băieții ăștia de aici. Ce să mă arăt? Mai o minge prinsă mai jos aici ceva de genul ăsta, cred. Foarte frumos gestul făcut de Mbappé. Băi, dar cât de aproape am fost, uitați-vă și voi, era să-l cadă pe... Mamă, se ceartă, ceartă lumea acolo. Mbappé! Mbappé! Băi, s-a uitat la noi, băi! Mbappé! Mbappé!